Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului funcționează din anul 2017 ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică și are ca obiect de activitate extinderea cercetărilor științifice asupra culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului, Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz leagănul religiilor abrahamice, al științelor, artei, culturii și democrației. În anul 2019, guvernul a considerat necesar adoptarea unor măsuri urgente pentru clarificarea statutului institutului, a regimului de funcționare și subordonare, precum și a încadrării personalului în scopul asigurării condițiilor necesare pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții. Se clarifică statutul juridic al Institutului în sensul că este instituție publică de specialitate, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință. Se stabilesc obiectivele Institutului și se extinde lista colaboratorilor Institutului. Institutul colaborează cu Academia Română, Academii din străinătate, instituții guvernamentale, organizații internaționale instituții de învățământ superior, institute și centre de cercetare științifică, biblioteci, uniuni de creație, precum și cu asociații și organizații ale societății civile din țară și străinătate. Să nu uităm că România are în acest spațiu al Levantului câțiva parteneri deosebit de importanți și în primul rând mă gândesc la Israel, stat cu care România are o relație absolut deosebită. Să nu uităm că în acest spațiu al Levantului există relații de tradiție inclusiv cu națiunile arabe, cât și o lungă istorie de susținere, încurajare și de ajutare a comunităților creștine din Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu, pe care domnii țării românești și ai Moldovei au întreprins-o încă cu sute de ani în urmă. Ca atare, România trebuie să gândească politica sa diplomatică dintr-o perspectivă multipolară, iar acest palier academic, care ține de ceea ce înseamnă studiul Levantului, reprezintă un punct de întărire a pozițiilor pe care România le deține aici, în Mediterana de Est, în Orientul Apropiat și Mijlociu, cât și în spațiul balcanic. Dacă vorbim despre cercetare, avem o instituție a statului român numită Academia Română, care are un institut de cercetare pentru chestiuni ce țin de istorie. Noi cei de la OSR avem un proiect de lege de desființare acestui institut pe care nu considerăm nimic altceva decât o sinecură pentru niște oameni politici și o cheltuială inutilă din fonduri publice. În activitatea de până acum a Institutului, acesta de altfel nu a dovedit nicio valoare adăugată în, în cercetarea istorică raportată la activitatea pe care a desfășurat-o. Proiectul de lege pentru adoptarea ordonanței de urgență a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților cu 204 voturi pentru, 24 împotrivă și 13 abțineri. Institutul de studii avansate pentru cultura și civilizația Levantului este centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Științe. Unul din obiectivele institutului este promovarea dialogului între popoarele din spațiul istoric al Levantului, în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioși și tânăra generație.